Comisia Europeană vrea să schimbe vârsta la care un tânăr poate obține dreptul de a conduce un autoturism. Potrivit proiectului de lege propus, orice tânăr de 17 ani care promovează examenul de conducere ar putea începe să conducă, dar doar dacă este însoțit de un adult care are de asemenea permis de conducere. Legea, dacă va fi aprobată, ar urma să intre în vigoare peste 3 ani. Doar că, raportat la Uniunea Europeană, România are cea mai ridicată rata deceselor din cauza accidentelor rutiere, de 2 ori cât media europeană. Principalele cauze de producerea accidentelor auto sunt viteza șoferilor și indisciplina pietonilor. Invitatul meu de la această oră este Marius Teodorescu, directorul unei școli de șoferi, căruia îi spun bună ziua și mulțumesc că sunteți bună alături de noi. Bună ziua și telespectatorilor noastre. Așadar, având în vedere că suntem campionii Europei la accidente rutiere, în ce măsură această directivă ar putea să fie benefică pentru noi? Categoric nu e un beneficiu. Și am să vă spun de ce. În primul mă gândesc la faptul că răspunderea din punct de vedere juridic este limitată în cazul minorilor, da, este înjumătățită din start. Apoi ținem cont de faptul că acum, dacă doresc, ei pot obține permis de conducere de la vârsta de 16 ani, nu de la 17, și mai mult, pot conduce singuri în mașină, fără să fie însoțiți de nimeni. Lucru care se și întâmplă de mulți ani de zile și... Ca să completez puțin, să vă spun că am observat că în trafic sunt conducători auto care respectă pe cei care poartă semnul de începător în geam și sunt conducători auto care nu respectă. În schimb, am văzut că toți conducătorii auto țin cont atunci când văd mașinuțele alea micuțe care știu că sunt conduse automat de un copil. Cred că parcă se gândesc că poate fi și copilul lor de acasă și atunci îi protejează în trafic, îi lasă să învețe, să prindă experiență și de aceea eu consider în continuare că cei care doresc să obțină înainte de 18 ani pot obține categoria B1, sunt mai multe școli de șoferi care fac asta și e o mașină care nu le permite să meargă cu viteze exagerate, adică ne mutăm de la o mașină de câteva sute de kilograme care merge cu, în majoritatea cazurilor, cu până în 50 de km la oră, iar ea nu poate depăși sub nicio formă 100 de km la oră, sărim la mașini care au sute de cai putere, care au mai multe mii de centimetri cubi, care pot transporta până la 8 plus 1 persoane, cu care poți să iei nu știu câți prieteni să pleci spre mare. Acolo arăți cât de teribilist ești tu. Trebuie să nu uităm și de dezvoltarea psihosomatică a acestor copii, care ei, mă rog, fiind adulți, trec prin tot felul de stări, de la 14-15 ani până la 21 de ani. Poate acesta e și motivul pentru care anumite țări abia la 21 de ani te consideră major. Sunt mai teribiliști tinerii? Sunt ei mai răspunzători pentru majoritatea accidentelor care se produc în București? Da și nu. Și am să vă spun că este foarte adevărat că tinerii sunt implicați în cel mai mare număr de accidente grave produse cu vinovăția lor. Putem să ne gândim că atât tinerii, mă rog, au, în cazul tinerilor nu e vorba de reflexe scăzute. Este vorba de neatenție, este vorba de lipsă de experiență, este vorba de faptul că încearcă ei să arate că sunt mai zmei decât alții. Dar dacă ne gândim doar la vârstă, ar trebui să ne gândim că și la vârste înaintate, totuși, încep și scad reflexele, apar și acolo destule probleme, deci nu e neapărat vârsta un impediment, ci mai degrabă cum gândesc ei la vârsta respectivă. Sunteți conducătorul unei școli auto, da, și aș vrea să vă întreb care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac începătorii, da, tinerii, cei care încep să învețe să conducă. Împărțim în două categorii greșelile. Pe de o parte sunt greșeli datorate lipsei de experiență la volan și asta înseamnă că fie nu calc ambreiajul complet la schimbarea treptei de viteză, mai cârâie mașina, fie dau drumul, din contră dau drumul mai repede ambreiajul la plecarea de pe loc și opresc motorul, asta în cazul mașinilor cutie manuală, pentru că acum din ce în ce mai mulți fac școala direct pe mașini cutie automată. Și sunt greșeli din cealaltă categorie, greșeli de nerespectare a legislației rutiere, care pot fi făcute din două motive. Unul, necunoașterea suficientă a legislației rutiere, sau doi, chiar dacă știu cum ar fi corect, nu fac cum ar fi corect, pentru că e vârsta care îi îndeamnă și modul lor de a gândi îi îndeamnă să arate că ei pot mai mult decât alții, pot altfel decât ceilalți.
și eu știu, încalcă linia continuă, nu se încadrează corect la intersecție, mai taie fața altuia pentru că el era încadrat pe stânga, depășească toată coloana, deși dorea să facă dreapta, nu semnalizează sau semnalizează și cum a semnalizat aș tras de volan. Astea sunt lucrurile frecvente în trafic. Unele, e adevărat, sunt care produc accidente. Spuneam că una dintre prevederile acestei directive spune că acest șofer de 17 ani trebuie să fie însoțit în permanență de un adult care să aibă permis de conducere. Și vă întreb, ce i-ați spune unui adult care însoțește un copil de 17 ani care se află la volan? În primul rând, i-aș spune să fie foarte îngăduitor cu stângăciile inerente apărute în modul de a conduce al tânărului conducător auto. Apoi, aș îndruma să gândească de mai multe ori înainte de a-i permite copilului să-și ia permis, pentru că el fiind minor, este obligatoriu ca un adult, părinte, tutore, să semneze că este de acord ca acel copil să facă școala de șoferi. L-aș îndemna să ia în calcul atunci când ia această decizie că va urma ca al lui copil să aibă în mâini nu doar viața sa, ci și altor persoane și să trateze cu foarte mare responsabilitate acest aspect. Spuneam la început că România este printre, de fapt este țara fruntașă în Uniunea Europeană la accidente rutiere mortale și atunci mă gândesc că poate una din cauzele pentru care se întâmplă asta este lipsa infrastructurii. Cum s-a schimbat felul de a conduce al șoferilor din România în ultimii ani? Cu siguranță sunt mai multe mașini decât acum 30 de ani pe stradă. Cu siguranță străzile nu sunt mai multe sau mai dezvoltate, da? Ce ar trebui să facem astfel încât să ne respectăm unii pe alții în trafic și să nu se mai formeze ambuteiajele de care avem parte în fiecare zi? Am să vă spun că sunt câteva lucruri importante care trebuie făcute ca să încep să răspund prin a ține cont de începutul întrebării noastre. Din păcate, lucrurile într-adevăr s-au schimbat, dar s-au schimbat din prost în mai prost, din rău în mai rău. E datorită traiului pe care îl avem cu toții. Toți suntem nervoși, toți suntem grăbiți, toți ne gândim că traficul e aglomerat pentru că și noi suntem în trafic, nu doar ceilalți fac ca traficul să fie aglomerat, ci și noi îl facem să fie mai aglomerat. Lipsa educației rutiere. Din păcate și următoarele generații vor fi la fel, pentru că lipsește cu desăvârșire această educație rutieră. Eu am să vă spun că la școala Teo, pe care o conduc de mulți ani de zile, mă tot ocup să fac aceste ore de legislație rutieră, de politețe în trafic. Încerc să aduc cât mai multe elemente noi, inclusiv din văd ce fac școli renumite din alte țări și încerc să implementez. Vreau să vă spun că lipsește cu desăvârșire, deși ordonanța de urgență, după care noi toți conducem pe drumurile publice, prevede clar ca fiecare școală să aibă cel puțin o oră de legislație rutieră săptămânal. Aceasta nu se face în majoritatea cazurilor. Sunt și școli care fac, dar în majoritatea cazurilor nu se face. De ce nu se face? Ea ar trebui făcută de o echipă a brigăzii de poliție rutieră, iar aceștia sunt foarte puțini și școli foarte multe. Pe de o parte. Pe de altă parte, sunt directori de școli foarte reticenți, pe care dacă îi pui să aducă copiii pentru aceste ore, ei refuză să o facă. O experiență tristă de pe propria piele. S-a întâmplat de foarte mult timp, în urmă cu mulți ani de zile am fost la directorul unei școli de șoferi și când i-am spus că eu propun să vin cu toți profesorii pe care i-am la școală și să pot ca o dată pe săptămână să vin să stau de vorbă cu fiecare clasă și în funcție de nivelul copiilor, de vârsta lor, să pot să le dau niște noțiuni introductive de legislație rutieră, m-a întrebat ce îi iese lui și atunci mi-a cam trecut să mai fac treaba asta, dar slavă Domnului, acum cu social media există destule posibilități să poți da duce informații noi celor interesați.
celor interesați. Este important ca oamenii să fie interesați, pentru că, iată, avem o lege care nu este respectată și ar trebui să fie respectată, pentru că cu siguranță ar face diferența. Domnule Teodorescu, vă mulțumesc pentru prezență și pentru toate aceste precizări. Din păcate, avem foarte puțin timp și urmează pauza de publicitate. Mulțumesc. Vă mulțumesc tare mult!